Ți-ai dorit vreodată să-ți cumperi propria ta planetă? Poate chiar dacă va avea mărimea unei case obișnuite, cred că ar putea fi locul perfect unde să-ți petreci vacanțele. Intimitate pe deplin și vederi uluitoare, ce poți cere mai mult? Înainte de a semna ipoteca pentru locuința actuală, sunt totuși câteva lucruri pe care ai vrea să le iei în considerare, cum ar fi, va avea o planetă mică, aer respirabil, ai putea să cultivi alimente acolo și ar fi suficientă gravitație care să te țină pe suprafața planetei la propriu. Astăzi o să vorbim despre cum ar fi să supraviețuiești pe o planetă minusculă. Pentru a ne da seama cum ar fi viața pe o planetă mică de mărimea unei case, va trebui pentru început să găsim una. Dar cea mai mică planetă pe care am descoperit-o până acum, Kepler-37b, este totuși de dimensiunea satelitului nostru natural, Luna. Deci mai bine ți-ai îndrepta atenția către un asteroid, ce crezi? Din punct de vedere tehnic, nu este o planetă, dar un asteroid poate avea o dimensiune de numai 10 metri, deci se potrivește perfect proprietăților fizice pe care le urmărești la noul loc de vacanță. Însă sunt o mulțime de asteroizi în sistemul solar, așadar, cum îl vei alege pe cel mai potrivit dintre toți? Principala centură de asteroizi din sistemul nostru solar orbitează Soarele și se află între Marte și Jupiter. Aceasta conține trei tipuri diferite de asteroizi, pietroși sau de tip S, carbonici, adică de tip C, sau metalici, de tip M. Clasa asteroizilor de care vei avea nevoie sunt cei de tip C, carbonici, pentru că acești asteroizi sunt formați din până la 10% apă care la rândul ei conține oxigen. Ce spui de aceasta? Are o suprafață de 10 metri pătrați, exact de dimensiunea pe care o căutai. Pare chiar un pic prea convenabil, nu-i așa? Însă vei afla în continuare că acea convenabilitate nu durează prea mult. Odată ce ai aterizat pe noua ta planetă, vei realiza în scurtă vreme că nu este prea prielnică și condițiile de mediu sunt foarte diferite față de cum ești tu obișnuit să fie. Pentru început, îți vei simți picioarele mult mai grele decât capul. Acest lucru se întâmplă deoarece forța gravitațională a planetei tale este atât de slabă încât corpul tău va fi afectat și de celelalte forțe gravitaționale din sistemul solar care te vor atrage cu putere către ele. Poate că nu vor fi suficient de puternice ca să te tragă la propriu de pe planetă, însă ai putea resimți o ușoară senzație de întindere. Vorbind despre gravitație, de asemenea ar trebui să fii atent cât de repede te miști pe noua ta planetă, pentru că dacă te deplasezi prea rapid, ai ieși literalmente din câmpul său gravitațional. Fiecare planetă are o viteză cosmică sau viteză de eliberare, care se referă la viteza minimă pe care trebuie să o aibă un obiect pentru a scăpa din câmpul gravitațional al unui corp ceresc. Pe o planetă, între ghilimele, cu aceste dimensiuni, viteza cosmică va fi de doar 5 metri pe secundă. Acest lucru înseamnă că, practic, poți părăsi planeta prin simplul salt de pe o rampă în viteză, apoi vei pluti liber prin spațiu. Dar să presupunem că nu vei încerca asta, vei fi aici pentru o vreme și probabil ar trebui să-ți dai seama cum să supraviețuiești. Primul lucru de care trebuie să te îngrijorezi este de unde îți vei procura mâncarea. Sper că îți plac legumele, pentru că orice preparat din carne iese din discuție. Nu numai că vei fi nevoit să aduci cu tine în naveta spațială animale cu care să te hrănești mai târziu, dar ai fi nevoit de asemenea să găsești o încăpere pe post de hambar și să le cultivi alimente cu care să se hrănească și ele. Ceea ce este imposibil, noua ta planetă de vacanță are totuși doar 10 metri pătrați. Pentru cei vegetarieni, ar putea utiliza sera dezvoltată de cercetătorii de la NASA, folosită și de astronauții de pe Stația Spațială Internațională. Se numește sistemul de producție de legume și este o grădină de dimensiunea unui bagaj de mână care poate susține până la 6 plante. Este conceput special pentru a cultiva plante și legume în condiții de microgravitație, acolo unde forțele gravitaționale sunt aproape de zero, dar nu ating niciodată valoarea nulă, ca atunci când o navetă spațială depășește atmosfera Pământului. Și nu vei avea parte de cel mai exotic meniu pe refugiul tău stâncos, dar cel puțin te va menține în viață. Acum, înainte să încerci să descoperi orice altceva, este posibil să vrei să vezi asta. Un studiu făcut în anul 2019, publicat în revista științifică Jurnalul de Astrofizică, afirmă că orice planetă mai mică de 2,7% din masa Pământului și-ar pierde atmosfera și orice urmă de apă lichidă de pe suprafața sa datorită lipsei forței gravitaționale.
Chiar și 2,7% din masa Pământului încă este de două ori mai mult față de masa Lunii. Deci, micul tău asteroid de vacanță nu ar fi locuibil fără aceste două componente majore care susțin viața, atmosfera și apa lichidă. Dacă planeta ta nu poate susține o atmosferă, nu vei putea respira și, de asemenea, nu ai avea nicio protecție în fața radiațiilor dăunătoare din spațiu. Deci, cumpărarea unei planete mici de vacanță nu ar fi o idee prea grozavă în cele din urmă. Dacă vrei o vacanță în spațiu, ar fi mai sigur să aștepți construirea unor hoteluri spațiale sau ceva de genul acesta. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!